este oare ciudat pentru un copil ca să stea și să asculte rugăciuni la biserică? Pentru mulți copii este ciudat pentru că niciodată n-au ascultat rugăciuni acasă. De exemplu, am constatat și eu, și aici trebuie ca să-i dau mai mult credit soției decât, că de multe ori eu am tendința ca să-i pun pe copii să se roage doar. Și cred că mi-am făcut datoria, dacă înainte să-i pun la culcare, am zis, ok, fetelor, fiecare să zică rugăciunea și le-am ascultat rugăciunile și sunt foarte frumoase și mă simt foarte împlinit, că mi-am făcut datoria de tată, dar nu așa de mult ca ele să mă asculte pe mine rugându-mă. Știi, aia e treaba mea, cum o să am o rugăciune de om matur. Poate cu soția, poate singur. Ce treabă are un copil de 10 ani, de 6 ani, să asculte rugăciunea mea sau rugăciunea soției? Și atunci vine la biserică și se roagă bunicul din biserică și mătușa din biserică și este foarte straniu pentru un copil să stea și să asculte o rugăciune. Pentru că n-a ascultat vreodată o rugăciune, poate. Sau este foarte straniu pentru el să cânte împreună cu biserica. Interesant este că dacă îi spui unui părinte că vom organiza duminica viitoare un program de copii unde copilul său poate să aibă un solo și toată biserica să vadă cât de frumos cântă copilul. Sau să cânte într-un cor de copii. De luni și până duminica viitoare, părintele va face repetiții cu copilul acasă. Va cere, frate, ce cântări trebuie să cântăm la programul ăsta? Ca să repet cu copilul, să nu se facă de rușine. Adică să nu mă facă pe mine de rușine. Să-l vadă toată lumea ce părință are. Dar dacă vă spun că duminica viitoare, Biserica lui Hristos din acest loc va cânta spre slava lui Dumnezeu împreună, și dimineață și seara, vom merge acasă de mâine să începem să ne pregătim copiii pentru a cânta împreună cu biserica? Nu. Nu. Pentru că noi nu considerăm că ceea ce se întâmplă aici este suficient de important, suficient de special. Dacă i-am pregătit pentru închinare, prin închinare, rugându-ne cu ei, citind din Scriptură împreună cu ei,